cotiții foarte bine zilele de concediu care le-a avut băiatul. Indiferent cui le dăm. Asta e legea. Ce bine? Nu știu mai, vorbești cu ea. Eu i-am zis și ieri, n-am primit contact. Îți zic și ție acum și la revedere. Nu îmi face Irina, vorbiți. Pe WhatsApp, pe mail-ul, pe stabiliți, atunci contactul. Și cu zilele concrete de concediu de odihnă. E treaba voastră, de fapt, conform contactul și cu asta de data. Mai da, mai fac. Domn director, de el de dimineața zis să-i fac situația și să-i dăm bani. Nu o să-i spun astăzi, dacă nu primesc, îi spun domn director, i-am zis și lui Irina, i-am zis și lui Lucian, n-am contat și n-am după ce să fac. Voi regulile. Da, Lucian și când eram eu tot cu tot și Lucianul Boris. Deci nu am nicio treabă. Nu am dat singur, poate să-l fac eu. Eu nu am nicio treabă, de el palul Bali. Eu l-am dat zilnic, pe luna trecută nu mai zic. Deci el a zis tot. Mai vorbește cu ea. N-am ce să mai discut. Atunci trebuie să-și facă treaba. Da, păi faci tu pontajul lui. Și de aici înainte, de la secție, tu faci foaia aia de pontaj. Nu e Irina. Cale le dai lui director să le bagă. De ce încep eu discuția că știu până cu ce să fac? Nu înțelegi cum faci numai ce vreți. Faceți ce vreți, frate, nu știu și eu. Să fiu și corect.